Expoziția din această perioadă este una extrem de importantă pentru Muzeul de Artă din Cluj, din cel puțin două motive. Pe de o parte, valorificăm o parte din patrimoniul nostru, din toată acest tezaur pe care îl deținem în depozitele Muzeului de Artă și veți vedea că sunt opere extrem de importante, extrem de interesante, pentru că scopul unui muzeu de artă nu este doar de a depozita, de a conserva, de a păstra tezaurul său artistic, ci este și acela de a-l valorifica. Felul cum l-am valorificat noi nu mi-aparține ideea, îi aparține colegului Dan Breaz, care este și curatorul acestei expoziții. Este unul, n-aș putea spune că neapărat inedit, dar din perspectiva noastră a Clujului Cultural este extrem de important. De ce? Am provocat pe unii din cei din membrii ai Uniunii Scriitorilor pentru a se asocia efortului nostru, proiectului nostru și fiecare i s-a încredințat câte un tablou pe baza căruia a fost silit, ca să fiu mai puțin protocolar, să reflecteze, să așterne pe hârtie ceea ce crede că sugerează acea operă de artă. De aceea consider că este o expoziție eveniment, poate este cea mai importantă, una din cele mai importante expoziții ale acestui an. Ea se bucură deja de o bună primire în rândul scriitorilor îndeosebi, dar sigur, după acest vernisaj, această deschidere oficială, vom vedea și artiștii ce spun. Avem nume extrem de importante, mai ales din arta contemporană, așa că vă aștept cu drag pe toți cei care doriți să vedeți cam cum se îmbină, se îngemânează arta plastică și literatura. O temă numită rondul mi se pare foarte potrivită pentru un artist sau pentru un poet și vreau să-i felicit pe cei care au inițiat această expoziție, această manifestare. Important pentru noi, pentru cei care suntem participanți, că suntem expuși mai multe generații de artiști, de la Corneliu Baba începând și până la cei mai tineri. Și stau alături și câteva sau câțiva artiștii care nu sunt din Cluj sau nu sunt din România, față de care scriitorii sau poeții au avut un text inspirat. Domnul Ștefan Borbeli, pe care în prima frază sau prima propoziție amintea de Confucius. O imagine face cât 1000 de cuvinte sau mai mult decât 1000 de cuvinte. Și un cuvânt, depinde cine îl spune, poate să facă mai mult decât 1000 de imagini, depinde ce imagini și de ale cui. Dacă luăm un cuvânt de al lui Platon, important, nu? Așa că, oarecum e reciproc. Pictura sau plastica în general, dar mă refer la pictură, are de face cu spațiu, clar. Tot ce iese în spațiul înseamnă că are plasticitate. Poezia, în momentul în care iese în spațiu, are picturalitate sau plasticitate. Muzica, dacă iese în spațiu, dacă reușește să creeze un spațiu, zicem că are plasticitate. Și invers, o armonie subtile sau poate să aibă poezie. Interesant pentru această expoziție faptul că stau alături din diverse perioade artiști și expoziția devine coerentă. Pentru că până la urmă expoziția aceasta poate să fie reprezentativă, este un eșantion de fapt din ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în Cluj sau din colecția muzeului. Este un mic eșantion, un număr de artiști, dar putem să tragem o concluzie, aceștia suntem. De fapt, putem să credem că suntem alții, dar de fapt acestea suntem. Chiar dacă zicem, aceasta e o studiu dintr-o perioadă mai veche, dintr-o perioadă mai nouă, nu contează. Cam aceasta este eșantionul ales și de poeți, bineînțeles că sunt
mulți poeți importanți în Cluj, foarte buni sau scriitori, care au scris despre artă și pe noi, pe mine, mă interesează foarte mult ce scriu scriitorii despre pictură. Pentru că întotdeauna încearcă să creeze din cuvinte o atmosferă asemănătoare sau un spațiu asemănător cu ceea ce vrea să sugereze sau să reprezinte artistul. Un critic urmărește altfel lucrurile, un critic de artă, dar când este vorba de un poet care este creator, nu? La fel, lucrurile stau în alt mod. Încearcă la fel să creeze ca și artistul o imagine prin cuvinte. Cum artistul încearcă să creeze o poezie prin culori sau prin gestul pictural. Și cred că ideea care am văzut că avea cineva care, poate chiar domnul Borbeli, pentru că l-am amintit, de a face invers, de a încerca un număr de artiști să creeze imagini în urma lecturării sau parcurgerii unei poezii. Cred că ar fi o altă expoziție, o provocare la fel de interesantă. Mă bucur că au selectat lucrări din anii 80, care se află în muzeu. E interesant să le vezi după un timp. E interesant să poți să compari cu ceea ce faci acum. De multe ori, aproape le-ai uitat. Poeziile și textele din catalog mi-au plăcut foarte mult. Cred că fiecare a încercat să pătrundă în universul artistului, în feluri foarte diferite. Asta e interesant. Rondul scriitorilor în dialog cu lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca este un proiect care presupune colaborarea dintre Uniunea Scriitorilor și Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Ideea a pornit la propunerea criticului literar Irina Petraș, președinta Uniunii Scriitorilor filiala Cluj. Ideea de la bun început era de a provoca creativitatea scriitorilor, pornind de la un patrimoniu mai special al Muzeului de Artă Cluj-Napoca. De această dată e vorba tot de artiști consacrați, dar artiști consacrați care acoperă o perioadă puțin diferită față de alte versiuni ale rondului. De această dată este vorba despre artiști care fac trecerea de la neoavangardă la contemporaneitatea pură în care ne aflăm, contemporaneitatea zilelor noastre. Nu acea contemporaneitate în sens larg, să zicem, ultimii 30 de ani, deși ideea expoziției nu a fost a unor demarcaje stricte. Este vorba despre lucrări care pot să fie și mai vechi, pot să fie și din anii 60, pot să fie și din anii 70. Sunt și lucrări ale anilor 2000. Deci, cum spuneam, ne apropiem foarte mult de contemporaneitatea pe care o putem găsi în imediata apropiere. Nu este vorba însă despre orice fel de artiști. Sunt totuși artiști consacrați, sunt artiști care au fundamentat ceea ce înțelegem noi acum prin arta contemporană. De aceea consider că este o expoziție eveniment. Este o expoziție eveniment și pentru că problematizează dialogul dintre arte. Acum, din punct de vedere curatorial, ceea ce a fost o provocare pentru mine a fost ideea de a putea realiza o expoziție care să provoace și în sine, nu doar în relație cu textul. Și aici fac o mică paranteză pentru a invita pe toți cei care vizitează expoziția să consulte și volumul care o însoțește. Volumul cu același nume, Rondul în dialog cu lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, conține toate textele care au fost create pornind de la acest impuls al artelor vizuale. Din punct de vedere al selecției, am mers pe două direcții de explorare pe care m-aș bucura ca vizitatorii să le vadă și să se bucure de ele.
Este vorba despre o lectură critică, artistul care are o perspectivă critică, mai ales în legătură cu ceea ce trăim și odată cu perioada contemporană, numim pe bună dreptate rutinizarea progresului. Arta modernă și parțial și arta contemporană moștenește această problematică și parte dintre artiștii pe care îi putem admira se referă la această problematică a intrării într-un fel de blocaj. Este vorba de istoria care nu mai este gândită în termeni creștini ca o istorie a salvării, o istorie în care progresul conduce cu necesitate înspre un moment al salvării, ci este vorba despre o istorie pe care o trăim din ce în ce mai mult de dragul progresului. Progresul care aduce doar un nou progres, care înseamnă doar o înnoire, nu și ideea salvării ființei umane. Deci, foarte mulți dintre artiștii expuși aici problematizează această criză a lumii contemporane. O altă direcție de gândire reflectată în lucrările selectate este aceea care caută să redescopere mizele metafizice ale picturii. Încearcă să redescopere acel substrat care a stat la originea impulsului de a crea artă. Este vorba tot de artiști care au un discurs critic referitor la adresa pierderii identității în lumea contemporană. Și pierderea identității cel mai adesea se întâmplă prin așa numita reificare a umanului, omul transformat în unealtă, omul transformat în obiect. Obiect care deservește, cum spuneam mai devreme, doar o reînnoire a noului însuși, fără niciun fel de altă miză metafizică. Și atunci, ceea ce în prima linie de gândire a acestei expoziții reprezenta critica la adresa acestui proces de reificare a umanului, în a doua linie de lucrări care vin să completeze discursul curatorial, este vorba exact despre cum se poate rezolva această criză prin redescoperirea acestor esențe. Și aici este vorba despre ceea ce s-ar putea afla în spatele unei reprezentări. Se și vorbește în literatura de specialitate despre o imagine din spatele imaginii, despre o vorbire din spatele cuvintelor. Este vorba despre redescoperirea acelui verb interior care ne reconectează la ceea ce este în termen tradițional considerat a fi evenimentul fundamental al ființei umane, adică raportarea sa la lume, existența sa completă în această lume. Expoziția reflectează la regăsirea acestui caracter complet, regăsirea acestui eveniment interior care adesea este ascuns, adesea este obliterat prin tot felul de obstacole pe care viața contemporană ni le oferă. Prin urmare, expoziția se adresează unui public destul de larg, se adresează și acelui public care apreciază arta consacrată, așa numită artă clasată, arta de muzeu. Este o expoziție specific muzeală cu nume foarte importante ale anilor 20, 30, 40, dar este o expoziție care se adresează în bună măsură și celor interesați de stricta contemporaneitate, însă este vorba de aceste lucrări care, cum spuneam, redescoperă vorbirea de dinaintea cuvintelor pe partea sa literară, dar redescoperă și reprezentarea din spatele imaginii, acea reprezentare originară care este un mister, care este în spatele creatorului și chiar dincolo de el și care reprezintă acea motivație misterioasă care naște acel proces de transfigurare fără de care nu putem vorbi despre artă.